Guvernul pregătește o lege pentru stimularea natalității, întrucât nivelul acesteia în România este alarmant de scăzut, conform declarațiilor făcute de către ministrul familiei Natalia Intotero. În anul 2022 s-au înregistrat cele mai puține nașteri din ultimul secol în România, iar în 2021 cele mai puține din ultimii 130 de ani. Potrivit ministrului Natalia Intotero, proiectul de lege are ca obiectiv introducerea unor măsuri sociale menite să sprijine familiile monoparentale și cele cu mai mulți copii, având cel puțin 3 copii. Suntem foarte îngrijorați cu privire la scăderea natalității. În 2021, rata natalității la 1000 de locuitori a fost de 8,9, iar în 2022 de 7,8 și tendința continuă să fie în scădere. În 2022 s-au născut cei mai puțini copii din ultimul secol în România. În 2021, cei mai puțini copii din ultimii 130 de ani, iar în primul semestru din 2023 s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 145 de ani. Sunt date de la Institutul Național de Statistică și Eurostat. Lucrăm intens la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru pregătirea unui cadru legislativ care să ofere posibilitatea unor noi măsuri de susținere a familiei pentru creșterea natalității, a precizat Natalia Intotero. Aceasta a menționat că proiectul de lege va include măsuri sociale pentru aceste categorii de familii, cum ar fi acordarea unor facilități precum zile libere lunare sau la 2 luni pentru părinți care să le permită să se implice în educația copiilor lor.